Hristos a înviat. Și nu doar a înviat, ci s-a arătat. Știați că n-a promis că se va arăta? Știați că a promis doar că va învia? Punct. Nicăieri în Evanghelie nu citim că Domnul ar fi promis vreo arătare. Prin urmare, ucenicii ar fi trebuit să creadă că Iisus a înviat fără să-L vadă. Nu, Domnul n-a promis că se va arăta, doar că va învia. Dar ucenicii erau slabi, cum noi suntem slabi, și nu le era de ajuns cuvântul, le trebuia confirmare. Și de aceea, vreme de 40 de zile, Domnul se arată iar și iar. Iar prin aceste arătări, care sunt o concesie a Divinului pentru uman, o concesie, prin aceste arătări Domnul nu face altceva decât să-și arate iubirea Lui într-o variantă superioară, supremă. Atât de mult ne-a iubit, nu doar că a murit și a înviat, asta ne-a spus, ci a făcut mai mult decât a promis, s-a arătat ucenicilor și de atunci ni se arată și nouă. Slăvit să fie El! Fie ca să ne petrecem nu doar săptămâna aceasta, ci toată viața în orizontul luminii învierii lui Hristos. Și ca să ne întoarcem la tema zilei, mai degrabă a serii, haideți să privim spre Proverbe, capitolul 4, primele 4 versete, nu trebuie să vă ridicați. Citim doar aceste versete introductive, iar apoi, de-a lungul predicii, vom lua fragment cu fragment, poem cu poem, cele 5 interesante poeme ale Tatălui. Proverbe, capitolul 4, versetul 1. Ascultați, fiilor, învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți, căci eu vă dau sfaturi bune, nu le pădați învățătura mea. Căci când eram încă fiu la tatăl meu și fiu gingaș și singur la mama mea, el, tatăl, mă învăța atunci și îmi zicea. Și dacă vă uitați în scripturi, chiar și aici, pe proiector, se deschid niște ghilimele acolo la versetul 4, iar dacă aveți curiozitatea, ghilimelele se închid abia în capitolul 5, versetul 14. Între 4 cu 4 și 5 cu 14 avem sinteza învățăturii unui tată către fiul său. Foarte posibil aici este vorba de David, tatăl, și de Solomon, fiul. Ne putem imagina aceste două personaje, David și Solomon. Și felul în care, iată, un tată își îndeamnă prin cele 5 poeme. Acum, sigur, trebuie să știți că ebraiștii, specialiști în limba Vechiului Testament, ei au împărțit poemele, că așa nu apar în Scriptură. Versetele sunt arbitrare, să știți, și capitolele, și sunt recente. Ele ne ajută mai degrabă numai funcțional, ca să putem să ne reperăm prin Scriptură, dar în spatele acestor versete pe care le citim aici se ascund 5, ei le numesc stanza, dar noi nu ne complicăm până într-acolo, ci vom zice românește poem. Adică o unitate de text, o unitate poetică de sine stătătoare. Primul poem, Bunăoară, se deschide în versetul 4 și se închide la versetul 9. Al doilea începe la versetul 10 și continuă până la versetul 19. Al treilea, de la versetul 20 până la versetul 27. Al patrulea, capitolul 5, versetul 1 până la versetul 6. Și în fine, al cincilea și ultimul, de la versetul 7 până la versetul 14. Le vom lua pe rând și vom vedea câteva detalii succinte din fiecare. Până atunci, îngăduiți-mi să ne acomodăm cu tema serii prin câteva citate de prin cărți cu semnificație. Antonie Blum, cunoscut mai târziu ca și Antonie de Suroj, povestește că undeva la începutul secolului trecut, pe când eram adolescent, zice el, întorcându-mă dintr-o tabără de vară, tatăl meu m-a întâmpinat
exprimându-și îngrijorarea pentru modul în care a fost organizată acea tabără. Mă gândeam, spune Antonie, că ți s-a întâmplat ceva. Cu dezinvoltura specifică adolescenței, l-am întrebat, ți-era teamă că îmi voi rupe un picior sau că îmi voi suci gâtul? El îmi răspunde cât se poate de serios, cu un surâs discret care îl caracteriza și cu iubirea sobră pe care mi-o purta. Nu, dragul meu, acest fapt ar conta prea puțin. Mi-a fost teamă că ți-ai pierdut integritatea sufletului. După care a continuat. Ține minte, băiete, fie că trăiești, fie că mori, este de prea mică importanță. Ce contează cu adevărat și ar trebui să conteze și pentru tine și pentru alții, este pentru ce rațiune trăiești și pentru ce cauză ești gata să-ți dai viața. Era păcat să nu vă citesc asta de ziua tatălui. Un tată, tatălui Antonie Blum, care a zis, nu mă îngrijorează că ți-ai rupe ceva, deși cum nu m-ar durea, cum nu te-aș duce la spital, cum nu te-aș mângâia, cum n-aș sta lângă tine, cum n-aș plânge când tu plângi. Dar nu asta mă interesează în primul rând, nu asta mă doare în primul rând. Durerea cea mare ar fi să-ți pierzi sufletul, să ai sufletul amputat, să ai o fractură în suflet, ceva să ți se întâmple pe dinăuntru. Plecând de la acest dialog de-a dreptul emoționant și profund, haideți să postulăm mesajul din această seară în această lumină și sper să ni se potrivească tuturor taților de aici. Noi, ca tați care îl cunoaștem pe Dumnezeu și știm că avem un tată în ceruri, suntem preocupați în primul rând sau în modul cel mai înalt, nu de avere, nu de mâncare, nu de bunuri, nu de școală, profesie pentru copil, ci făcând toate acestea, ne preocupăm mai mult decât spunem pentru soarta eternă a copiilor noștri. Pentru sufletul lor, pentru caracterul lor, pentru demnitatea lor, pentru noblețea lor, pentru că dacă ne dorim ceva, în ultimul rând ne dorim să fie și bogați, și inteligenți, și cu diplome. În ultimul rând, în primul rând, ne dorim să fie cu adevărat nu doar copiii noștri, ci copiii lui Dumnezeu. Copiii noștri, spunea un tată, seamănă cu noi, noi trebuie să-i creștem în așa fel încât să semene cu Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu. Un mare autor, drag inimii mele, vorbind despre tați, zicea, modalitățile în care un tată îmbogățește viața copiilor săi sunt atât de variate încât este aproape imposibil să le descriem. Copiii își creează un ideal, cel puțin parțial, bazându-se pe ceea ce văd sau cred că văd când se uită la cine. Ziceți fără teamă, la tatăl. Ei descoperă un nou univers atunci când tatăl le povestește despre serviciul la care pleacă dimineața și de la care se întoarce seara. Printre jocurile copilăriei există de a mama și de a tata. Joc în care tata pleacă la muncă dimineața, iar mama rămâne acasă unde se ocupă de treburile casnice și de copii. Treburile casnice sunt un domeniu pe care copiii îl cunosc destul de repede și de ușor, pentru că le este foarte apropiat fizic. Pe când serviciul tatălui sau modul în care acesta își petrece timpul când nu este la muncă, reprezintă elemente care lărgesc perspectiva copilului asupra lumii. Este tata o taină mai mare pentru copil decât mama? Este. Este tata un obiect de fascinație mai mare pentru copil decât mama? Ați auzit mărturia adineaurii? Este. Și eu pot să confirm asta. Eu. La fel spun. Este tata învăluit într-un mister, de altfel interesant, mai misterios decât mama?
este. Pentru că tata nu e accesibil mereu. Și ce nu ne este accesibil, respectăm mai mult. Pentru că tata, de obicei, bărbat fiind, vorbește mai puțin. Nu înseamnă că de câte ori vorbește, spune ce trebuie, dar cel puțin vorbește mai puțin. Prin această prudență verbală, el are o forță mai mare când spune. La tata aproape nu contează ce spune, că el atât de puțin și de rar vorbește, că orice ar spune, vrem să auzim. Înțelegeți? Deci la el forța cuvintelor este inversă. Prin faptul că este mult plecat, prin faptul că vine mereu învingător, sau cel puțin așa apare pentru copil, nu gândirea magică la copil, prin faptul că el vine cu resurse, prin faptul că aduce, că rezolvă, că apără, că protejează, că organizează, prin toate acestea, cu adevărat, tata are șanse mai mari să fie în ochii copilului un erou, mult mai mari șanse decât mama să fie o eroină. Ovidiu, v-a cerut scuze pentru seara asta, că vorbim despre tați. Vă rugăm să nu vă supărați pe noi, că numai o dată în an facem asta. Apoi numai despre mame vorbim. Dar cumva tata pleacă în ochii copilului din pole position. Asta pleacă cu un avantaj, ăsta e favorit în cursă. Nu vreau să dau exemple prea delicate, dar am citit chestii care m-au uimit. Am citit despre divorțuri celebre în care tata era uneori vinovat, chiar de infidelitate, pe care și-a recunoscut-o. Și în care când copiii au fost întrebați, copiii aceia, cu cine vor să rămână, au răspuns, cu tata. N-am vrut să spun asta, mi-am propus să nu spun și uite, asta spun. Că doar asta nu-i ceva. Și tatăl acela e vinovat, adică tatăl acela îl scoate mâncareu și îi spunem să nu faceți ca el. Și el spune să nu faceți ca mine. Și copiii vor cu tata. Sigur că sunt și alte subtilități pentru care tata e preferat. Vă dau doar una dintre ele și mă opresc. Tatăl e mai permisiv. Tata îi lasă să se suie, să se arunce, să se murdărească, să mănânce cu mâinile, că și el e un băiat mai mare. Tata, pentru că e mai permisiv, pentru că nu se sperie din orice și pentru că el chiar vrea să crească, mai ales băieții, să-i crească bărbătește, ceea ce chiar încurajăm în seara asta. Din cauza aceasta, cumva, tata este... Ne întoarcem la autorul din care citam. Unul dintre lucrurile pe care tatăl le face pentru copiii lui este să fie viu și să rămână așa în primii ani de viață ai micuților. Tindem să uităm importanța acestui act atât de simplu. Deși este natural ca micuții să-și idealizeze tații, este la fel de important ca ei să aibă experiența vieții alături de tați, când îi pot cunoaște ca pe niște ființe umane, cu calități, dar și cu defecte, așa cum sunt tații. Savatie Baștovoi, un autor român, chiar dacă e basarabian, Basarabia e România, într-una din cărțile lui despre educația copiilor zice: paternitatea depinde de statura spirituală a tatălui, iar recunoașterea de către tată este pentru copil o a doua naștere inițiatică după nașterea biologică din mamă. Dacă mama este cea care aduce copilul din neființă la ființă, tatăl este cel care îl naște pe copil spiritual pentru lume. Atâta mi-a plăcut analogia asta, maxim. Nu trebuie să ne placă la toți. Numai dacă eu am ajuns la microfon, spun ce mi-a plăcut. Numai la basarabeanul ăsta am găsit ideea asta. Și mă bucur că e român, nu? El a zis, impactul tatălui asupra copilului este a doua naștere.
Nu e nașterea aceea de la maternitate, da, nu e nașterea într-o ființă, dar cumva tata îl naște pentru lume. Pentru lume nu în sens negativ, ci în sensul că îl scoate în lume, îi arată indicatoarele, îl poartă pe drumuri, îl călăuzește, îi spune despre oameni, despre pericole, despre, nu? Tot ce pot să întâmpin în lume. Apoi continuă Baștovoi, tata este un Dumnezeu pământesc cu de mic, chip al Tatălui Ceresc, apărător și învățător, hrănitor și străjer al raiului sufletesc în care mama și copiii sunt puși să sălășluiască. Rai sufletesc. Nimic nu este mai prețios la un tată decât bărbăția. Așa cum mama oferă gingășie, tatăl oferă bărbăție. A fi bărbat este lucrul cel mai important care se cere de la un tată. Pentru copilul său, orice tată este cel mai puternic, cel mai priceput, cel mai neînfricat. Și acum, dacă aici erau numai copii, ar fi spus cu toții, amin, așa este. Dar cum aici sunt soțiile acestor tați? Nu e așa de mult entuziasm. Randy Carlson, un autor care s-a ocupat îndeaproape de relația taților, mai ales cu fiicele lor, spun că tații sunt importanți nu doar pentru băieți, ci și pentru fete. Ba chiar el, nu știu dacă exagerează sau nu, nu știu, nu sunt de specialitate, dar el în carte spune că mai degrabă fetele pe termen lung au de câștigat dintr-o relație cu un tată adevărat, autentic, implicat. El zice că există câteva zone în care fetele sunt influențate în mod pozitiv de prezența tatălui. Tații își determină hotărător fiicele, îndreptându-le fie spre succes, fie spre eșec în relațiile viitoare. Prima cea mai importantă concepție despre bărbația unei femei provine din exemplul tatălui, pentru că fata îl are pe tata la îndemână. Un tată iubitor spune, care asigură sprijin, încurajare, va crește o femeie încrezătoare care își va alege bărbatul potrivit la vârsta căsătoriei. Un tată opus, adică abuziv, critic, distant, absent, va declanșa revolte pe termen lung, va periclita serios valoarea și cumva căutările acelei femei de mai târziu. Deci, în primul rând, tații își determină hotărător fiicele, spre bine sau rău. În al doilea rând, tații le oferă fiicelor o corectă imagine despre Dumnezeu. Dumnezeu, oricât de mare și de grozavă ar fi mișcarea feministă și tot ce trăim noi acum, Dumnezeu va rămâne încă multă vreme, poate definitiv în istorie, în mintea noastră, ca totuși o reprezentare masculină, va rămâne totuși ca o reprezentare masculină. Asta nu pentru că spun eu, ci pentru că nu putem gândi un Dumnezeu androgin, nu? Nu putem gândi o chestie din aceea între sexe, nu putem gândi. Și atunci, deși Dumnezeu, sigur că nu este om, dar în percepția noastră El are multă masculinitate, pentru că așa a zis și Mântuitorul, a zis, hai să vă învăț cum să vă rugați, nu mama noastră care ești în ceruri, ci tatăl nostru care ești în ceruri. Iahve este masculin, cuvântul în sine. Și atunci, în mintea noastră și în mintea unei fete, a oricărei fete, Dumnezeu e totuși, în bună măsură, masculin. Prin urmare, dacă ar fi să caute un prototip al lui Dumnezeu, pe pământ, acela cel mai la îndemână este tatăl. În sensul acesta, tații oferă fiicelor imaginea corectă despre Dumnezeu. Viitoarele femei trebuie să vadă mai întâi gentileța lui Dumnezeu în gentilețea tatălui. Nimeni nu-l poate percepe pe Dumnezeu decât prin asociere cu cineva, iar imaginea tatălui e foarte la îndemână, e minunată pentru o fată să înțeleagă că precum e tata, așa e Dumnezeu, respectând proporțiile. Femeilor care au avut tați iubitori, spune autorul, și afectuoși, le-a fost mult mai ușor să accepte mai târziu o relație cu Dumnezeu ca mântuitor personal. Autorul merge mai departe, fiind evanghelic, și spune că o relație bună cu tata chiar facilitează într-o oarecare măsură botezul fetei. Indirect. Știți cum zic? Nu că tata o obligă, ci văzându-l pe tata sau văzându-l pe Dumnezeu în tata, pe tatăl ceresc, în tatăl pământesc, fata are o facilitate spre credință, o deschidere suplimentară
spre credință. În al treilea rând, tații își ajută fiicele să evite afecțiunea nesănătoasă din partea altor bărbați. Asta se subînțelege. Spre deosebire de băieți, fetele au o nevoie avidă de afectivitate, de siguranță. Femeia, în general, se raportează la realitate prin intermediul emoțiilor și toți știm asta. Dragostea constantă a tatălui elimină riscul unor comportamente autodistructive, adică să se îndrăgostească prea des și prea de cine nu trebuie. Uneori când tatăl nu-și face datoria, fetele pot să ajungă la căsnicii nereușite, în care au intrat într-un fel de disperare emoțională, cad într-un fel de iubire nesănătoasă, se îndrăgostesc, apoi se căsătoresc cu persoane nepotrivite, pentru că vor să scape de unde? Culmea, din locul cel mai sigur. Vor să scape? De unde? De acasă. Poate că asta e drama maximă a unei familii. Când un membru a ei, fie că e fată, fie că e băiat, face o căsnicie pentru că vrea să plece, să scape. Ai noștri amândoi sunt majori și nu ne fac multe complimente. O să vedeți când aveți copii majori, nu o să primiți complimente în fiecare zi. Ba dimpotrivă, se vor face anumite procese. Dar să nu vă speriu. O să vedeți. Dar câteva complimente am primit și dacă nu o să mai primim altele, eu și soția ne declarăm mulțumiți, putem trăi cu acestea. Unul dintre ele sună așa, dar nu-i pe inima noastră. Și el și ea, băiatul și fata, ne-au spus de câteva ori că ei nu-și doresc, nu se grăbesc să plece de acasă. Ne-am bucurat în cele din urmă, totuși am spus, să nu ne luăm prea serios cu chestia asta, am zis. Adică noi ne bucurăm maxim, dar totuși va veni o vreme când vrem și noi, știi, eu cu maică ta să fim singuri. Auzi, zice, vor să fie singuri. Păi da, vrem și noi. Vrem liniște, vrem chestii. Avem tabieturi. Dar cum să nu te bucuri ca părinte că nu vrea să plece, că vrea să stea, că ar întinde cât poate de mult, să stea cu noi. Statisticile arată că, în cazul fetelor, se pare că un factor important într-o căsnicie ratată a unei fete, un factor important, este un tată care n-a fost ce trebuie. Adică când se face anchetă, cum să zic, studiu pe caz. Se pare că veriga slabă a fost tata, care nu neapărat i-a făcut rău, care nu neapărat a fost violent, care nu neapărat a avut adicții, să zicem, da? Ci care pur și simplu n-a fost prezent, n-a reușit să fie viu, cum se spunea. În fine, în al patrulea și în ultimul rând, tații își ajută fiicele să-și dezvolte o imagine sănătoasă de sine. Tații înțelepți spune că au simțul umorului, desigur, dar când e vorba de lucrurile importante, de lucrurile solemne, nu glumesc niciodată, au o anumită sobrietate. O anumită solemnitate. Într-o lume în care femeia și-a recâștigat dreptul la apreciere și admirație, tații trebuie să fie primii care să-și admire, să-și cinstească fetele într-un mod aparte. Tații trebuie să afirme capacitățile lor, înclinațiile lor, să savureze, să celebreze succesul fiicelor lor. Tații trebuie să fie primii care să se bucure, ca să n-apuce alți băieți, adaug eu, să se bucure în locul taților. Și apoi fata slabă cum e, să plece urechea la câte un netrebnic, îmi vine să zic, care n-are nici de unele și care știe numai să are vorba tatălui meu, limbariță, zice, limbariță. Nu-i nimic în el, zice tata, n-are nimic în cap, e câte unul, avea dreptate. N-are nimic în traistă, n-are nimic în buzunar, n-are nimic, pe nicăieri, dar are limbariță. Și apoi tații să facă bine, dacă nu cumva fata, fetele noastre, să cadă în plasa unui netrebnic pe care vă spuneam, să facem bine, să o luăm noi înainte cu aprecierile, cu complimentele, cu încurajările, să ne ajute Dumnezeu. Și acum, haideți să ne întoarcem la cartea Proverbe, în sfârșit, și să survolăm cele cinci poeme.
În dreptul fiecărui poem am ales un cuvânt ca un fel de etichetă pe care îl explic pe scurt. Să citim primul poem. Hai să proiectăm din nou Proverbe, capitolul 4, versetul 4. Vom citi până la versetul 9. Păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi, dobândește înțelepciune, dobândește pricepere, nu uita cuvintele gurii mele și nu te abate de la ele, n-o părăsi pe ea, pe înțelepciune, și ea te va păzi, iubește-o și te va ocroti. Iată începutul înțelepciunii, dobândește înțelepciunea și cu tot ce ai, dobândește priceperea. Înalț-o pe ea, pe înțelepciune, înalț-o și ea te va înălța, ea va fi slava ta dacă o vei îmbrățișa. Ea îți va pune pe cap o cunună plăcută, te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească. Amin. Zic amin ca să știți că s-a încheiat primul poem. Puneți, vă rog, eticheta pe poemul acesta cu cuvântul receptivitate. Receptivitate. Prima chemare pe care un tată înțelept o face copiilor prin cuvânt și faptă este fiți receptivi. Copii, pe măsură ce creșteți, fiți atenți. Luați învățătură, fiți deschiși. Nu treceți, da, în mod insensibil, neatenți prin lume, prin viață. Luați seama la ce spune cineva, luați seama la ce scrie cineva. Fiți cu mintea acolo, fiți receptivi. Cu toții știm, mai ales cei care suntem adulți pe aici, că o mare parte din înțelepciunea pe care o avem vine din receptivitate, din deschidere, din faptul că am citit scripturile și alte cărți, că am vorbit cu oameni, că ne-am întâlnit cu oameni mult mai înțelepți și mai experimentați decât noi și nu am luat de la ei. Și bine zice Proverbe, cartea Proverbe în altă parte, zice umblă cu cei înțelepți ca să te faci cum? Mai înțelept. Despre asta e vorba. Prima chemare pe care un tată creștin o face copilului său sau copiilor săi este chemarea la receptivitate. Treceți prin viață, trăiți cu mințile deschise, cu ochii deschiși, cu urechile deschise. Nu ratați nimic esențial, pentru că nu știi de unde poți învăța. Odată mi-a vorbit Domnul și de două ori, cum? Am auzit receptivitate. Sunt semnale, dragii mei, și sunt stimuli care vin din partea lui Dumnezeu pe diferite căi, nu neapărat verbale, pot să fie non-verbale, de la cine uneori nu te aștepți. Problema nu este că Dumnezeu nu vorbește, dacă El e viu, El vorbește. Problema este că omul nu ia seama, iar asta se educă. Când spunem receptivitate, spunem deschidere. Iată ce zice textul, dobândește înțelepciune, dobândește pricepere, fi deschis, cum spuneam, spunem apreciere, iubește înțelepciunea și ea te va ocroti, înalț-o și ea te va înălța. Un tată îl învață pe copil să aprecieze ceea ce este frumos, nobil, curat. Păstrare, nu uita cuvintele gurii mele, n-o părăsi pe ea, pe înțelepciune și ea te va păzi, apreciere, deschidere, păstrare. Sigur că și mama învață asta pe copil, doar că de la tata se prinde mai bine, în sensul că tata vorbește mai puțin, mai rar. Mama dragă de ea, era să zic beata de ea, ce bine că n-am zis, am zis dragă de ea, mama dragă de ea, pentru că spune așa de des, așa de mult, pentru că spune zilnic, pentru că nu-l lasă din mână, nu-l lasă, știți ce zic, cu vorba, nu-l lasă. Creează reacții adverse și își dă seama destul de târziu de asta. Și băiatul nu ia seama, deși mama a zis mai bine ca tata, acum să vă spun și asta, zice mai bine ca tata, mai amplu, mama, mă înțelegeți cum zic, mama face lecția desfășurată, nu sinteză. Mama, poemul tot. Și vine tata, obosit cum e el și nu prea citește și nu știe poezii. Vine tata, așa cum este el, cu mâinile bătătorite și cu... obosit. Vine tata și zice o vorbă de duh și copilul ține mintea aia până la moarte câteodată. Ce-o zis tata? Vorba aia de duh. Ați văzut? Copile, fii receptiv, copile, fii deschis, copile, fii atent.
la ceea ce se întâmplă în jurul tău, la ocaziile care Dumnezeu ți le creează, la circumstanțele care Dumnezeu le aduce în viața ta. Fii receptiv. Lecția aceasta a receptivității, să știți că prin tată ajunge la copil. Al doilea poem, de la versetul 10 la versetul 19, haideți să-l citim. Ascultă, fiule, primește cuvintele mele și anii vieții tale se vor înmulți. Eu îți arăt calea înțelepciunii, te povățuiesc pe cărările neprihănirii. Când vei umbla, pasul nu-ți va fi stânjenit. Și când vei alerga, nu te vei poticni. Ține învățătura, n-o lăsa din mână, păstrează-o, căci ea este viața ta. Nu intra pe calea celor răi și nu umbla pe calea celor nelegiuiți. Ferește-te de ea, nu trece pe ea, ocolește-o și treci înainte. Căci ei, cei răi, ei nu dorm dacă n-au făcut răul. Le piere somnul dacă nu fac pe cineva să cadă, căci ei mănâncă pâine nelegiuită și beau vin stors cu sila. Dar cărarea celor neprihăniți, fiule, este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până în miezul zilei. Calea celor răi este ca întunericul glos. Ei nu văd de ce se vor poticni. Amin. Puteți să faceți, dacă obișnuiți, să nu faceți notițe pe Scriptură. Aici se încheie al doilea poem. Puneți, vă rog, eticheta prudență. Prudență. Primul a fost receptivitate, al doilea poem este prudență, pentru că mai ales în versetul 14, tata îi spune fiului, atenție fiule, nu intra pe cărarea celor răi, nu intra în anturaje nepotrivite, nu te asocia cu oameni prea diferiți de noi, sau dacă vrei, tata poate să spună asta, prea diferit de mine. Ca vârstă poate să fie diferit, pentru că tu, fiule, tu, fiică, sigur că veți căuta anturajul celor de vârsta voastră, e legitim. Dar ca și caracter, ca și comportament, ca limbaj, fii atât de prudent, fiți copiii mei atât de prudenți încât să nu fie prea diferiți, foarte diferiți, prietenii voștri, de mine, de mama ta, de neamul nostru. Pentru că noi, și eu și mama ta, v-am crescut cu un anumit standard. Noi am întreținut aici un anumit limbaj. Noi ne-am luptat aici în familie să nu bârfim pe nimeni, nici măcar pe cei de la biserică. Noi ne-am luptat să nu înjurăm, să nu suduim, cum zice românul. Dar zice, nu ți-a venit tata câteodată? Ba, mi-a venit, am zis. Dar m-am stăpânit. Noi ne-am luptat să vă creștem numai în versete și în cântări. Și în vorba cea bună. Noi așa ne-am luptat. Noi am întreținut o atmosferă care știm, suntem conștienți că e ceva exotic, e ceva ce nu se întâlnește în lumea largă. E ceva de o noblețe aparte, restrânsă, care e legătură cu familia noastră și cu alte familii ca noi. Noi suntem conștienți de asta. Prin urmare, prudența înseamnă că ai mereu în față, fiule, două căi, calea celor răi, cum spune textul, și calea celor neprihăniți. Așadar, prudență, atenție. Tatăl este cel care își învață copiii, dacă o face, că lucrurile nu sunt întotdeauna ceea ce, oare ce vreau să zic, ceea ce par. Că jocul aparențelor e uneori dureros pentru om, mai ales pentru cel neexperimentat. Tata, pentru că a trecut prin mai multe și a pățit multe, are capacitatea, căderea, credibilitatea, oricum fiul îl valorizează, copiii îl valorizează oricum, se folosește de atuul acesta și spune, atenție, pe lumea asta, dragii mei, sunt două căi, nu e doar una, nu e numai calea asta pe care noi o ținem aici acasă, ci este o altă cale, o veți vedea mereu și pe aceea. Așadar, tatăl cere prudență, cel puțin pe trei paliere, prudență în atitudine. Aveți o atitudine prudentă, nu vă aruncați copiilor. Tendința la tinerețe este să te arunci, să te pronunți, nu? Nu vă aruncați. Prudență în alegere, nu alegeți repede, nu alegeți pripit, puteți alege greșit. Prudență în anturaj, da? În atitudine, în alegere, în anturaj, toate acestea apar cumva printre cuvintele acestui poem.
O, cât de mult se bucură tata și mama de asemenea, că atât fiul cât și fiica, când vine momentul în care să-și aleagă, nu? Partenerul de viață, care e o mare alegere, să aleagă cam în termenii noștri, cam, știți ce zic, în termenii noștri, în... Cât de mult se bucură ca să audă mărturii de felul am ales-o pe ea pentru că seamănă într-o oarecare măsură cu mama, cu mama mea. Cât de bine îi cade unui tată să audă pe fiică sa după ce își alege. Îmi spune, l-am ales tata că seamănă într-o oarecare măsură cu tine, adică cu partea aia bună din mine, normal, normal. Dar vedeți, ca să se ajungă la asemenea decizii, ca să nu fie invers, e nevoie de o prudență permanentă. Înțelepciunea înseamnă prudență, iar prudența, iar această apăsare pe frână, mă înțelege, această atenționare, îi șade tare bine și are multă autoritate în cuvântul cui? Al tatălui. Vă îndemn, dragi tați, să nu vă rețineți, să nu vă, că spune soția, lasă că spune ea, evident că spune, dar din când în când spune tată. Mama tot spune până ajunge tata acasă. Și când ajunge tata, am văzut asta la noi când creșteau copiii. Tata nu face multă ședință, că nu știe multe cuvinte și nu știe pe puncte. Și... Tata spune asta nu, asta da. Așa da, așa nu. Din acestea nu vreau să mai aud. Așa ceva nu se poate. Asta nu e din casa noastră, asta nu e despre noi. Asta... Mă înțelegeți? Și copilul a priceput. Îi cade bine? Nu neapărat, dar a priceput. Poemul 3, versetul 20 la 27. Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ți urechea la vorbele mele, să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale, căci ele sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru tot trupul lor. Păzește-ți inima mai mult decât orice. Căci din ea ies izvoarele vieții. Izgonește neadevărul din gura ta și depărtează viclenia de pe buzele tale. Ochii tăi să privească drept și ploapele tale să caute drept înaintea ta. Cărarea pe care mergi să fie cum? Netedă, dreaptă. Și toate căile tale să fie hotărâte. Nu te abate nici la dreapta, nici la strânga. Și ferește-te de rău. Treceți acolo, vă rog, statornicie. Statornicie. Nu doar receptivitate și prudență, al treilea poem duce lucrurile mai departe și transmite fiului, respectiv fiicei, această chemare la înrădăcinare, la stabilitate. Pentru că toate metaforele de pe aici duc într-acolo, în stabilitate, în cale netedă, în cale sigură, într-o siguranță, într-o... Nu într-o instabilitate. Știți ce-l doare pe un tată cel mai mult? Și pe mamă, dar pe tată poate mai mult, pentru că e bărbat. Să-l vadă pe fiul lui că se face mare și e labil. Știți ce zic? Labil. Nu într-un sens patologic. E labil, adică e ușor, cum? Influențabil. Știți ce-l doare pe tată? Să-și vadă fiica, că între tată și fiică e o relație dovedită științific. Să vadă pe fiica lui că este ușuratică, ușuratică, frivolă, că nu, știi, că nu se așează, că nu. Știi ce mult îl doare pe tata, poate mai mult decât pe mama, să vadă că fiul, deși tot crește și tot trece de la gimnaziu la liceu, și bai place o materie, bai place cealaltă, până la urmă își dă seama că nu-i place niciuna. Și mai mult îl doare ca terminând liceul și intrând la facultate, la o facultate, după un an, să vrea la alta. Și a doua e pe bani, v-ați prins, o să vedeți că a doua e pe bani. Prima e gratuit, mi se pare corect într-un fel, a doua se plătește. Și-a pățit un prieten de familie, fiul lor, fiul lui, băiat bun de altfel, familie bună, a început o facultate, el a ales-o,
Asta e culmea, asta te doare mai mult, știi? El alege facultatea, după un an nu îi se potrivește, nu răspunde la nevoile lui, deci facultatea nu îi se potrivește și vrea la alta. Și în discuția cu tata, îi vorbește despre a doua facultate și tata știa, nu era așa de naiv, zice, măi, una peste alta, deci nu-i bună instabilitatea asta, pe de o parte, și plus că, uite, dai un an așa din viața ta, mă, că la tinerețe, tinerii au ani de dat, ăștia dau cu ani, măi. Noi când ajungem pe la vârstele acestea, nici o zi n-am mai dat. Ăștia dau câte un an, au câte o relație sentimentală de 4 ani, după care nu se mai căsătoresc. Măi, zic, cine îți dă aia 4 ani înapoi? Dar nu mi-i trebuie, frate, zic, că eu sunt tânăr. Am uitat. Alt nivel. Alt nivel, băi. Eu zice, oricând. Și îi spune tata, la care vă mă refer, îi zice tata, măi copile, măi băiete, fii atent, dacă, bun, acceptăm până la un om sta în tensiune, dacă vrei neapărat te duci la asta, dar vezi că asta e pe bani acum a doua. La care el, încurajându-l pe tata, i-a zis, îi pe bani, tata, știu și eu, dar merită, au zis. No, asta e facultatea care merită să și plătim. L-am întrebat pe prietenul meu, mă, o zis în ironie, zice, nu cred, mă, nu cred. Și că el cred că o zis în naivitatea lui. O zis, tata, merită, adică cumva o să-i spun, tata, tu vei plăti, normal. Dar când vei plăti, măcar să ai bucuria asta că merită. Mă. Asta e o chestie care face toți bani. Pe vremuri numai câțiva erau studenți, ba chiar eram. Pe atunci ne puteam da mare un pic că suntem studenți, acum și să fii student nu mai poți da mare nici cu treaba asta. Că acum să găsești pe unul care nu-i student, pe ăla trebuie să-l premiezi. Ai noștri sunt așa de studenți că fac mai multe facultăți într-o viață. Mă rog, încep mai multe, vreau să zic. Ta le place școala, că tot încep, tot încep. Băi, statornici. Apare ispita în orașele mari, precum Timișoara și Oradea. Apare și ispita asta să se mute dintr-o biserică într-alta. Că dacă au unde se muta. Și dacă cei la care se duc îi primesc cu atâta zâmbet și dragoste, că i-au supărat și pe ei a supărat. În loc să-i supună la niște probe, să nu poată trece, știi? Băi, se bucură că... Să golește la noi, să umble la ei. Ce joc, ce joc e ăsta, știi? Ce... În fine, să ne dea Dumnezeu minte și înțelepciune. Că doar despre asta e vorba. Să fim mulți, să fim puțini. M-a ajutat Dumnezeu să mă educ, să n-am predici pentru mulți și pentru puțini. Eu am predică. Mă înțelegeți? M-a ajutat Dumnezeu să mă educ și învăț și pe alții. Măi, așa să aveți, nu că așa și așa. Aia o țineți. La statornicie avem 3 metafore aici pe care vă rog, vreau să vi le sugerez. Prima metaforă este inima, versetul 23. Păzește-ți inima mai mult decât orice sediul emoției, sediul rațiunii, căci din inimă ies izvoarele vieții. Apoi este gura, inima este partea intimă, cea mai intimă. Apoi este gura, izgonește neadevărul din gura ta și depărtează viclenia de pe buzele tale. Gura, adică partea expresivă, da? Atenție, fii statornic în inimă, fii statornic în vorbire. Și apoi ochii tăi să privească drept și ploapele tale să caute drept înaintea ta. Ochii, inima, gura și ochii, metafore ale stabilității, metafore ale statorniciei. Al 4-lea poem, vă rog, ne mutăm în capitolul 5, primele 6 versete. Fiule, ia aminte la înțelepciunea mea și pleacă urechea la învățătura mea ca să fii cu chipzuință și buzele tale să aibă cunoștință. Căci buzele femeii străine strecoară miere și cerul gurii ei este mai lunecos decât un de lemnul, dar la urmă este amară ca pelinul, ascuțită ca o sabie cu 2 tăișuri. Picioarele ei coboară la moarte, pașii ei dau în locuința morților. Așa că ea nu poate găsi calea vieții, rătăcește în căile ei și nu știe unde merge. Poemul 4 are o etichetă pe care putem scrie luciditate. Luciditate.
Avem aici conceptul de chibzuință. Să avem chibzuială, chibzuință. Să fim lucizi, să nu ne pierdem cumpătul, reperele, valorile. Poemul acesta pe care nu mă îndoiesc că îl veți reciti acasă, v-aș îndemna să le recitiți toate acasă. În taină, în liniștea serii. Poemul acesta este o chemare la luciditate, cumva prin toate acestea, da, vorbind unui fiu despre o posibilă relație cu o femeie nepotrivită, cumva avem aici ceea ce am putea numi conștientizează pericolul, adică uită-te la ea, în cazul acesta la o ea, pentru că e vorba de un fiu, dar poate fi și invers. Uită-te la ea, uită-te cum se comportă, uită-te la buzele ei, uită-te la ținuta ei, uită-te la manierele ei, uită-te la ea. Știți că atunci când un fiu aduce acasă o fată nepotrivită și mama se sperie, dar mama mai face ceva cu mâinile, știi, mama cumva încercă să supraviețuiește, altfel chiar trebuie să se pregătească ceva, știi, adică pe când tata el o ia în plin, el mama încearcă să-i leapă de parte, să-i spună, după ce pleacă fata, vreau să zic. Tata de-a dreptul, el nu poate, că el zice, mă, unde ai găsit-o? În primul rând, unde ai găsit-o? Are mamă, are tată, nu știu. La școală umblă, nu știu. Dar lucră? Nu lucrează. Băi, copile, și tata se îngrozește. Sigur că și tata poate greși, adică, mă înțelegi, sigur că aparențele într-o oarecare măsură au gradul lor de eroare, dar totuși nu neapărat pentru tata, adică tata cumva e cam în adevăr, e cam... Conștientizează pericolul, fiule, fică, ăsta e rolul tatălui să-i spun, atenție, bă, în cele din urmă nu mă bag, trăim într-o lume modernă, până la urmă tu îți vei alege ca să înțelegi, nu ne vom lupta, dar dacă vrei să știi părerea mea, tata, ce părere ai, hai că-ți spune tata ce părere ai. Am cunoscut două cazuri mai îndeaproape. Două cazuri cunosc, repet, mai îndeaproape, nu din povești. În care, într-o situație e vorba de un băiat, în cealaltă situație e vorba de fată. Deci cunosc și așa și așa. În care băiatul nu era de calitatea fetei, mă înțelegeți? Din niciun punct de vedere, în primul rând spiritual. Și tatăl băiatului o chemat-o pe fată, dar nu fata lui, știți cum zic, viitoarea noră. O chemat-o pe fată în mare taină, pentru că o știa pe fată și părinții ei și i-a spus, lasă-l pe băiatul meu că nu-l meriți tu pe ăsta. Adică el nu te merită pe tine, adică nu-i... Înțelegeți? Cu durere i-a spus. Eu cunosc așa ceva, poate toți de aici cunoaște măcar un caz. Care tata lui i-a spus, ești prea bună, ești... Nu merge, nu va merge. Și n-a mers. Și cunoști și invers. Când fata nu era ce trebuie pentru el și tatăl fetei l-a chemat în ceas de taină pe băiat și i-a zis, gândește-te bine, deși e fata mea, gândește-te bine, o să ai viață grea, că eu știu ce am la casă. Și el a zis, ca un erou, el a zis că o va schimba. El a zis că acasă la el, când va fi ea acasă la el, va fi cu totul altceva. Din păcate, tata a avut dreptate. Și după o vreme, în cazul acesta, i-a dus-o înapoi. Și tata a zis, eu nu pot să iau înapoi, că eu ți-am spus, adică noi am vorbit treaba aceasta. Așa că nu mi-o adu înapoi. Conștientizează pericolul, evită pericolul, mai mult decât conștientizează, nu te lăsa purtat, nu-ți găsi argumente slabe. Reconsideră pericolul. După ce l-ai evitat, sperăm, după ce ai ascultat, ai avut luciditate, ai avut lumină măcar în ultimul moment, te-ai oprit măcar în ultimul moment și aici nu mă refer acum doar la relații, ci și la alte posibile alegeri greșite, te-ai oprit în ultimul moment, reconsideră pericolul, adică învață ceva, învață ceva din eșecul acela, din spaima aceea, învață că ai fost pe marginea prăpastiei, că ai fost atât de vulnerabil, atât de slab, învață. Ultimul poem, al cincilea. Versetul 7 la 14. Și acum, fiilor, ascultați-mă și nu vă abateți de la cuvintele gurii mele,
Depărtează-te de drumul care duce la ea, e vorba de femeia din poemul anterior. Și nu te apropia de ușa casei ei, ca nu cumva să-ți dai altora vlaga ta și un om fără milă și unui om fără milă anii tăi. Ca nu cumva niște străini să se sature de averea ta și tu să te trudești pentru casa altuia, ca nu cumva să gemi la urmă când carnea și trupul tău ți se vor istovi și să zici: cum am putut să urăsc certarea? Și cum a disprețuit inima mea mustrarea? Cum am putut să n-ascult glasul învățătorilor mei și să nu iau aminte la cei care mă învățau? Cât pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului și a adunării? Cât pe ce să pățesc rău, ireversibil rău, în familie bună, în biserică bună, în grup bun, în proiect bun, între oameni buni? Și toți îmi spuneau, începând cu tata. Puneți, vă rog, pe poemul 5, cuvântul consecvență. Chemarea la consecvență. Probabil că aceasta este cea mai înaltă chemare pe care o face tatăl unui fiu, cu cuvinte și fără. Fii consecvent. Ai ascultat? Bravo! Ascultă mereu! Ai procedat înțelept odată? Bravo! Tata te felicită! Minunat! Vezi că alegerile, vezi că provocările vor fi poate mai mari. Rămâi consecvent. Rămâi statornic, rămâi cumva perseverent în ceea ce știi să faci, în bunele obiceiuri. Avem aici o reflecție așadar asupra caracterului văzut prin prisma consecințelor, da? Pe care nu le mai putem controla. Fii consecvent, parcă vrea să spună poemul acesta, indiferent de condiții, de condițiile în care te afli. Nu te scuza mereu cu condițiile. Sigur că sunt circumstanțe atenuante, pot să fie uneori. Sigur că uneori împrejurările au fost prea puternice pentru cineva, nu prea apăsătoare, prea tentante, prea seducătoare. Dar indiferent de condiții, tu rămâi consecvent. Indiferent de influențe, tu rămâi consecvent. Indiferent de sfătuitorii pe care i-ai. Indiferent de timp, adică de durată, vreau să zic timp, cât de mult, da, se va pune presiune asupra ta, tu rămâi consecvent. Și poate asta este cea mai înaltă noblețe a copiilor noștri, care cresc și devin încet, încet tineri adulți. Să fie consecvenți în lucrurile pe care ei le știu, în care ei cred, despre care ei vorbesc, să le împlinească, să le facă vii, lucrătoare în viața lor. Nu-mi rămâne decât să spun și eu, cum deja se spunea, să-i binecuvinteze Dumnezeu pe tați și să aibă milă de ei. Și tații prezenți aici, să ne încurajăm în seara aceasta, să ne rugăm pentru noi și pentru casa noastră. Și fie, dragii mei, ca cu adevărat aceste poeme ale tatălui, pentru că sunt ale unui tată, să le citim, să ne bucurăm de ele literar, teologic, pastoral, familial, să încercăm să învățăm din înțelepciunea anticilor, mai ales că e chiar scris în Biblie, și să aplicăm toate acestea în moduri diferite, nu? În situații diferite, în viața noastră, a oricăruia dintre noi. Tatăl e imaginea Tatălui Ceresc aici pe pământ. E mijlocitorul spre Tatăl Ceresc. Arată ceva, reflectă ceva ca o oglindă din imaginea Tatălui. Și dacă Fiul, Iisus Hristos, este imaginea Tatălui, nu? Atunci Fiul Tată, știți ce zic? Fiul Tată, Fiul lui Dumnezeu și El, este imaginea Tatălui. Și mamelor, iubiți-i pe tați și rugați-vă pentru ei și uneori fie-vă milă de ei. Și când nu-i înțelegeți, ziceți: să te mai înțeleagă Dumnezeu. Dar eu mă rog pentru tine, dar eu te iubesc, dar eu sunt alături de tine, dar te rog, implică-te, că nu mai birui cu el, nici cu ea nu mai birui, nu mai pot. Că vine adolescența și atunci tata trebuie să fie foarte prezent, să-i ajute Dumnezeu.